Astăzi creștinii ortodoxi intră în săptămâna luminată. Se spune că în a doua zi de Paște, denumită și lună albă, se deschid porțile cerului și ale iertării, astfel că orice persoană care moare în această perioadă ajunge direct în rai. În lună albă se obișnuiește ca finii să se ducă în vizită la nași cu pască și ouă roșii, iar copiii merg la părinți. Însă în acest an această tradiție trebuie omisă din cauza pandemiei de COVID-19. Totodată, în cea de-a doua zi de Paște are loc stropitul ritual cu apă, în amintirea readucerii la viața fetei de evreu care a leșinat la aflarea veștii învierii lui Iisus prin stropirea ei cu apă de către tinerii care treceau întâmplător prin zone. Tradiția mai spune că trebuie să stropești casa cu aghiazmă.